Iată-ne la o nouă ediție a podcastului Agriculturii Românești pentru a discuta despre sustenabilitate. Sustenabilitate și ce se ascunde, de fapt, în spatele acestui cuvânt, ce înseamnă el în activitatea practică, în viața noastră de zi cu zi. Și pentru că, încă de anul trecut, compania Corteva și-a asumat niște ținte, niște obiective de sustenabilitate. Îmi face plăcere ca în această ediție să o am ca invitată pe doamna Maria Cârjă, director de marketing pentru România și Moldova la Compania Corteva. Bună ziua, Maria! Bine ai venit pe platforma fermierilor Farm Forum! Bună ziua și bine v-am găsit pe dumneavoastră și fermierii care. Se uită pe platforma Farm Forum. Așadar, încă de anul trecut, anunțați că uh, acest lider global, această companie multinațională care este Corteva, și-a asumat niște ținte de, uh, care urmează a fi atinse în următorii uh, 10 ani. Cam despre ce este vorba. Sustenabilitatea a ajuns să ne modeleze viața, auzim tot timpul vorbindu-se despre asta, dar concret ce face uh, industria și ce face un uh, lider global uh, în uh, industria uh, de inputuri agricole, care este Corteva. Anul trecut Corteva și a luat câteva angajamente pe următorii 10 ani. Aceste angajamente vizează de fapt oferirea unor instrumente și a unei pregătiri necesare pentru a reduce variabilitatea producțiilor, pentru a reuși să folosim inputurile în mod corect și pentru a răspunde schimbărilor climatice. Deci, aceste trei obiective sunt înglobate în 14 angajamente, am putea, aș putea spune, care sunt stabilite pe patru piloni importanți. Acești piloni vizează, în primul rând, fermierul, vizează terenurile agricole. Dar aș putea spune, sustenabilitatea terenurilor agricole vizează uh, sustenabilitatea comunităților și nu în ultimul rând sustenabilitatea companiei. Așadar, o abordare complexă, așa cum ne-am dorit și noi, fermierii, să vedem. Uh... La nivelul decidenților politici europeni, pentru că se vorbește foarte mult despre sustenabilitatea ecologică, susten sustenabilitatea de mediu, dar mai puțin despre dimensiunea economică și socială a sustenabilității. E adevărat, trebuie să facem cu toții eforturi și suntem conștienți că trebuie să ne schimbăm abordarea în ceea ce privește producția agricolă, dar nu numai, de fapt producția în toate domeniile, este un efort costisitor, dar știm că dacă nu-l facem acum sau nu începem să-l facem, pe viitor prețul va fi și mai mare. Vrem, deci, să fim mai sustenabili, dar suntem totuși, cerem decidenților politici să ne ofere instrumentele prin care să devenim mai sustenabili. Voi la ce vă gândiți la Corteva? Care sunt instrumentele pe care le pe care mizați pentru pe, acești construite probabil pe acești patru piloni pe care i-ai menționat? Instrumentele pe care Corteva le folosește sunt uh, instrumente utilizate la nivel global. Deci uh, vrem să răspundem nevoilor. Uh, fermierilor și nevoilor sustenabilității, să spunem, mediului înconjurător în, în toată lumea, în toate țările în care activăm și în care compania Corteva are centre de cercetare, de producție și, bineînțeles, comerciale. Această sustenabilitate se referă, în primul rând, cum spuneam, la în, sau este îndreptată spre beneficiul fermierilor. Mai exact, ce înseamnă uh, o, o sustenabilitate a fermierului? Ce vrea compania? Sau cum credem noi că uh, vom putea asigura această sustenabilitate? În primul rând, prin uh, oferirea uh, ne-am propus pe următorii 10 ani să oferim instrumente de educare a fermierilor și putea să spun de cursuri la peste la minim 25 de milioane de fermieri care vor viza în primul rând educarea lor în vederea îmbunătățirii calității solurilor pe care ei le cultivă. Educarea lor în ceea ce privește instrumente, instrumentele de manage, management al apei aceste terenuri agricole. Esențial. Este esențial. Ne, ne dorim reducerea consumului de apă utilizată în, pentru irigarea terenurilor agricole uh, cu minim 2,5% în 10 ani. Ne dorim ca fermierii să învețe să folosească fertilitatea naturală a solului, să reducem consumul de azot, de exemplu, pe unitatea de suprafață, cunoscând foarte bine faptul că acea, această substanță activă este necesară culturilor agricole atât de mult, dar în același timp ea se levigă, ajunge în apa freatică și devine o sursă de poluare pentru mediul. Conjurător. Mai departe, dacă ne referim la, la sustenabilitatea 100% a terenurilor arabile, dorim să reușim să introducem un progres tehnic de administrarea, cum spuneam, a resurselor naturale. De asemenea, ne dorim o creștere a biodiversității în următorii 10 ani pe peste 10 milioane de hectare. De asemenea, este foarte important pentru noi să avem aceeași, să se ducem mai departe sustenabilitatea în beneficiul comunităților în care ne desfășurăm activitatea. Ce înseamnă acest lucru? Să contribuim la protejarea siguranței oamenilor. Locuitorilor comunităților, dar și a care lucrează în sediile companiei noastre. Este important să uh, uh, activăm în zona de voluntariat în, uh, și activăm în zona de voluntariat în sprijinul comunităților din întreaga lume, uh, totalizând uh, un milion de ore pe angajat în următorii 10 ani. Deci, uh, și-a o abordare o complexă, abordare așa complexă, cum spuneam, da. care are în vedere toate fațetele sustenabilității, pentru că vă referiți la uh, sustenabilitate de mediu, dar și la cea socială și la cea economică, pentru că vorbeai uh, despre uh, stabilizarea producțiilor agricole, adică venituri uh, constante pentru fermieri. Uh, mi se pare că sunt extrem de convergente obiectivele pe care vi le-ați stabilit cu țintele stabilite de strategiile europene uh, de la fermă la consumator și biodiversitatea. Nu cred neapărat că au fost inspirate de aceste obiective, dar uh, probabil că at aceasta este direcția și către aceste obiective ar trebui să se îndrepte toate activitățile economice, agricole. Prin urmare, este îmbucurător că la voi, un, un jucător global, major, aveți o astfel de abordare în toate geografiile în toate zonele pentru că iată, noi asociațiile fermierilor europeni ne temem foarte tare de niște scurgeri de sustenabilitate mai exact raportul acesta publicat de Comisia Europeană de Joint Research Center de, în, în august are niște concluzii care ne îngrijorează. Pentru că sunt foarte multe restricții aplicate, aplicabile pe viitor fermierilor europeni. Este clar că mai curând sau mai târziu vor fi legiferate și introduse în politica agricolă comună, dar nu se are în vedere simultan și o reducere după cum spuneam a scurgerilor de sustenabilitate pentru că iată dacă prețurile produselor europene vor deveni vor crește, consumatorii se vor îndrepta pur și simplu către produse importate, produse în alte condiții, obținute în alte condiții, unde nu se respectă aceste standarde pe care Europa și le autoimpune este de dorit deci că eforturile de a face Europa producție sustenabilă în Europa vor fi dublate de negocieri în cadrul acordurilor comerciale multilaterale, în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului sau în cadrul acordurilor bilaterale semnate sau în curs de semnare ale Uniunii Europene pentru ca efortul să fie făcut la nivel global sau cel puțin să se apropie de niște ținte comune. Din nou spun, fermierii europeni vorbesc chiar de un dumping climatic pentru că nu e așa ce altceva înseamnă produse, intrarea în Uniunea Europeană nerestricționată a unor produse obținute în alte condiții. Voi aveți însă o aceeași abordare complexă la nivel global, probabil că soluțiile pe care le oferiți în România, în vederea Evitările vigării azotului sunt aceleași și în alte, pe alte continente, mă gândesc. Cu siguranță, așa cum spuneam, angajamentele pe care Corteva și le-a asumat pe următorii 10 ani și nu numai, sunt reprezintă o abordare. Globală, și în toate, aș putea să spun că să putem începe cu faptul că în toate centrele de producție, de exemplu Corteva din lume, se folosesc materiale biodegradabile pentru, dacă ne referim să spunem la ambalaje. Deci nu avem abordări diferite. Pentru a să spunem, pentru a avea costuri diferite într-o țară sau în altă țară pe un continent sau altul. Abordarea este globală și cele, aceste angajamente sunt 100% ur, urmărite și în fiecare an vom, vom, se emite un, un raport de sustenabilitate. Deci efectiv suntem cei care venim după fiecare sezon și raportăm ceea ce am făcut cu un an înainte pentru a demonstra deci, obiective clare și, și măsurabile clare și măsurabile pentru că trebuie să arătăm întregilor comunități că ceea ce ne-am asumat și urmăm și bineînțeles avem și rezultate pe lângă, cum spuneam, această abordare globală, bineînțeles că există și abordări locale în funcție de nevoile comunităților și a organizațiilor în care noi ne desfășurăm activitatea. Aș putea să spun că unul din. din punct de vedere global, una din soluțiile pe care Corteva le-a lansat cu câțiva ani în urmă și pe care noi, în, în Europa, am îmbrățișat-o cu mare drag, este acest management al azotului, cum spuneam, pentru că avem această problemă a levigării azotului în stratul de apă freatică. Este vorba de un produs inovator care menține azotul la nivelul rădăcinilor plantei, îl face util pentru plantă și îl oprește levigarea lui. Acest produs se numește Instinct, pe care pot să spun că și fermierii din România îl au la Așa dispoziție este. în acest moment dacă ne referim mai departe la soluții noi pentru combaterea bolilor și dăunătorilor din culturile agricole apropo de reducerea pesticide, exact. aplicărilor de pesticide pe care ne -o recomandă și Comisia o reducerea cu 50% până în 2030 față pe exact. de perioada de referință. Deci compania în ultimii ani a dezvoltat și dezvoltă produse biologice pentru rezolvarea acestor probleme, cum spuneam, atât a dăunătorilor cât și a bolilor și nu numai atât a, a semnat contracte cu mari producători din Europa a, care a, produc pentru noi biopesticide. Deci abordarea sau a, este din ce în ce mai a, a companie apropiată de nevoile mediului înconjurător și de protecția mediului înconjurător și știm cu toții cât de importantă este reducerea emisiilor de carbon. Iar compania Corteva și a asumat o, un angajament foarte clar în acest sens care pentru reducerea cu 65% a emisiilor de carbon în următorii 10 ani. Pot să spun că suntem este chiar mai ambițioși decât Comisia Europeană. Exact, exact, exact. Activăm, suntem cu toții să spunem actorii acestei perioade, care nu este o perioadă ușoară, mai ales pentru cei care activează în agricultură sau sunt producători de inputuri utilizate în agricultură, pentru că agricultura este prima la care să spunem mai decidenți politici, politici se uită ca fiind un poluator important, și atunci trebuie. Noi suntem primii care trebuie să ne uităm atent și să venim cu soluții pentru a reduce poluarea mediului înconjurător. Sunt într-adevăr o mulțime de aspecte pe care le aveți în vedere și cu siguranță apreciate de comunitățile locale și de fermieri în general. N-aș vrea să încheiem această întâlnire fără a te întreba despre proiectul vostru special de a investi în formarea femeilor întreprinzător în, din mediul rural. Și spun asta pentru că asta este și asta o dimensiune a sustenabilității sociale. Da, este un, o, o, să spunem, femeile reprezintă un pilon important în tot ce înseamnă societate. Iar mai mult de atât, femeia în agricultură. Are un rol extraordinar. Deci, femeia fermier sau femeia care se implică în, în zona agricolă și a industriei alimentare, spunem noi că își depășește uneori condiția pentru că a, a produce hrană, nu numai a servi hrană familiei tale, dar a produce hrană pentru cei din jurul tău este extraordinar de important, iar Corteva a dezvoltat și am lansat un proiect dedicat femeilor care se numește Talenta, pe care a fost îmbrățișat cu, să spunem, cu mare succes de o parte din colegele noastre din din România. Este un proiect de educare a femeilor antreprenori sau care își doresc să-și dezvolte o afacere în agricultură sau industria alimentară. Este un proiect educațional pe care la care anul trecut au participat 60 de doamne și domnișoare. Anul acesta am continuat, avem peste 70 de doamne care au care sau chiar în acest moment se desfășoară sunt ultimile lecții de antreprenoriat, talenta și ne dorim să continuăm acest proiect în anii viitori, pentru că considerăm că femeia, încă o dată, este pilonul principal în dezvoltarea unei economii. Cu adevărat, și noi am auzit la PPR despre acest proiect frumos pe care. Am avut chiar o colegă pe care ați pregătit-o în, în acest program și avem mărturii la prima mână, ca să spun așa, despre calitatea informației pe care o livrați acolo. Aș vrea să punem punct întâlnirii de astăzi, Maria Cârjă, foarte, foarte scurt timpul în care a trebuit să acoperim cumva o mulțime de, dintre inițiativele voastre legate de sustenabilitate. Dacă ascultătorii noștri și cei care ne privesc acum vor dori mai multe uh, detalii, invităm să se adreseze direct uh, fie pe companiei Corteva, fie pot adresa întrebări pe platforma noastră Farm Forum. Îți mulțumesc pentru prezența în programul nostru de astăzi și vă, prieteni! Uh, Vă dăm întâlnire la o nouă ediție a podcastului Agriculturii Românești. La revedere!